ai văzut? Și mai urmează unul, să știi. Mai urmează unul, mică. Așteaptă că uite acum o să trecem peste el. Uite asta. Da, mami. Și mai e un pod. Mai e, dar mai avem până acolo, mama. Mai avem de mers. Mai ții minte, mami, povestea cu degețica? Vrei să începem să o spunem împreună? Cartea trebuie luată și citită. Da. A fost odată mămica, o doamnă, care vroia să aibă și ea un copilaș. Și s-a dus mămica la o vrăjitoare și a zis: vrăjitoare, ajută-mă și pe mine să am o fetiță. Și vrăjitoarea mamii i-a dat o fetiță cât un degețel de mică mămica, da? Atâtica, era așa de mică mamii, că ea își făcuse pătuți într-o coajă de nucă, mama, da? Și se învelea cu o petală de trandafir, mămica. Într-o zi, în schimb, a zărit o broască și s-a gândit că degețica ea s-ar potrivi foarte bine la ea pe lac. Și într-o noapte, mami a luat-o cu pătuți cu tot și a pus-o pe o frunză de nufă. Când s-a trezit degețica, în jurul ei mami fi mașini, să știi. Te-am rugat? Te-am rugat cu lumea mașină. Te rog, liniștește-te. Mai povestește de la... Așa. Și s-a trezit ea, mămica, în mijlocul unui lac, pe o frunză de nufăr, mămica. Și nu știa unde este, că căsuța ei nu mai era, mami, da? Și broscoiul a zis că gata, te mutăm la noi în casă. Și i-a luat pătuțul mămica ca să îl ducă acolo. Între timp, după ce plecase broscoiul, a apărut un fluture, mami, da? Și fluturele i-a plăcut așa de tare de degețica, că a tras-o după el, mami, cu frunze cu tot.